În data de 22 septembrie curent, Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți și Studioul Vocal Folcloric Perla au organizat ediția a 6-a a festivalului muzical Alese Perle pentru Mama. Scopul acestui festival este revitalizarea frumoaselor tradiții ortodoxe, de cinstirea a femeii în Duminica Mironosiților și în sărbătorile creștine când o cinstim pe Maica Domnului. Actuala ediție s-a desfășurat cu prilejul sărbătorii nașterii Sfintei Marii și, ca de obicei, a fost dedicată adoratelor mame. Ediția actuală a festivalului a fost susținută doar de membrii Centrului Bucovinean de Artă din Cernăuți, mai cu seamă a membrilor ansamblului vocal folcloric Perla. Ca de obicei, organizatorii evenimentului au fost sprijiniți de Primăria Cernăuți și Administrația Regională de Stat Cernăuți. Au onorat evenimentul cu prezența sa locțiitorul șefului Direcției de Cultură din cadrul Administrației Regionale de Stat Cernăuți, Vasilina Hamco, și reprezentanta Consulatului General al României la Cernăuți, doamna consul Denisa Gabor, care au transmis participanților mesaje de salut și au apreciat efortul făcut de membrii centrului și părinții copiilor. Este o mare bucurie să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră, în această zi însorită de toamnă, când Centrul Bucovinean de Artă pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Românești a ales să promoveze copiii și tinerii, așa cum o face de foarte mulți ani, pentru că avem datoria și dânsii au înțeles de a transmite celor care vin după noi, copiilor noștri, respectul față de limba, cultura și identitatea noastră națională, față de valorile adevărate. Felicit toți copiii care au evoluat astăzi în scenă, urez mult succes celor care vin în continuare și transmit un gând frumos tuturor mamelor care au crescut frumos acești copii. Festivalul Alese Perle pentru Mama este prima acțiune în această toamnă organizată de Centrul Bucovinean de Arte pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți, următoarele fiind Festivalul Internațional de Interpretare Vocală și Instrumentală Vise printre Stele în perioada 18-20 octombrie și Festivalul Internațional de Folclor Românesc în Grădina cu Flori Multe în perioada 21-24 noiembrie anul curent, la care sunt invitați toți doritorii cu vârsta cuprinsă între 6 și 25 de ani.